Bună seara, prieteni! Ziua marelui meci cu Belgia, cea de-a doua partidă a tricolorilor la campionatul european de fotbal și o situație cum nu se poate mai bună pentru tricolori care au șansa calificării în faza următoare, faza optimilor, chiar și în cazul în care vor pierde ambele partide. Dar ceea ce vom ști sigur în această seară, dacă vor reuși să scoată măcar un punct, atunci cu siguranță vor fi calificați înainte de ultima etapă. Vom avea imagini de la Köln, acolo unde s-a transformat practic orașul într-un galben, cam ca la Dortmund, când joacă Borussia Dortmund. Avem niște imagini absolut superbe de la trimișii noștri speciali în Germania la acest campionat european. Avem o mulțime de subiecte interesante și niște interviuri interesante ale unora dintre foștii fotbaliști care sunt acum prezenți la Köln pentru această partidă dintre Belgia și România. Să nu uităm totuși că Belgia este locul 3 în clasamentul mondial și a și pierdut prima partidă. Dar sigur avem mult timp să discutăm despre această partidă și ceea ce se întâmplă la Köln, pentru că măcar din acest punct de vedere sunt lucruri foarte, foarte interesante. Oameni buni, bună seara, salut, Dragoș Burchină, Bogdan Cosnescu, stânga-dreapta, cum doriți, colegii mei, că mai avem o săptămână aproximativ aici la Orin Sport. Bogdan, ai fost și la alte emisiuni înainte și tu ești conectat. Ce-ai pregătit acolo? Echipele României și Belgiei după prima etapă. Da? Și să vedem ce modificări e. Și cam acolo, și cu ce te-a ajutat, la ce ți-a folosit? Te ajută. Să-ți face o impresie. Glumesc, înțeleg, adică ai venit foarte bine. Am și clasamentele pe grupă, am și știre cu Belgia ce a făcut. Am pregătit, m-a invitat la emisiune, am venit. Sigur, bravo, și asta e de remarcat. Pentru mine, în continuare, este o surpriză faptul că Belgia e locul 3 în lume. Este singura echipă mare care nu are punctul la acest campionat european. Bine, dintr-un meci. După prima etapă. Da. Iar noi suntem cea mai mică echipă care are cele mai multe puncte după prima etapă. Poftim, simplu, concret. Yeah. Bine, belgenii pierduseră cu slovacii după mult timp. Pe ei nu mai pierduseră cineva de mult timp, cine amicale. Adică, nu știu, cred că au avut mult timp de perioadă foarte lungă fără înfrângere. Oricum, dacă discutam acum o săptămână înainte de primul nostru meci, că vom ajunge în partea cu Belgia, eventual să ne calificăm și cu o înfrângere și astăzi și în partida următoare. Dar a făcut totuși cu totul altceva astăzi. Echipele s-au adaptat mai bine. Vorbeam, dacă te aduci aminte, la începutul săptămânii despre cum i-am prins noi, de fapt, pe ucrainieni și care, din punctul meu de vedere, a fost o constatare, o remarcă a ta corectă, cred, cu Ucraina, care a jucat 3 meciuri în 3 țări. Cosmin. Ce le fi trebuit lor să se ducă Polonia, Germania, Moldova? Germania, Polonia, Moldova, stânga împrejur Germania. Oboseala nu vine imediat, vine după 4-5 zile. Bine, și nu durează o zi, durează câteva zile. Ok, și atunci acum am întors cu Slovacia. Vezi adaptarea, că nu e nicio... Nu, dar adaptarea. Joacă amicalul ăla în Polonia ceva, sau în Germania. Trăiți voi multe. Mă, nu trebuie să mai dai niciun verdict. A, nu, absolut. Orice absolut, este posibil. Absolut orice este posibil, că vorbeam mai devreme, dacă Arabia Saudită bate Argentina. Sigur că până la urmă și aici în semifinale vom vedea asta din astea 4. Dar a fost o chestie de adaptare și acolo, să știi. Odată cu trecerea timpului, cu înaintarea în turneu, echipele mari... Da, vezi ce se întâmplă. Noi întotdeauna găsim o explicație și pentru o surpriză. Și în ceea ce privește echipa mare, da, care pierde, că asta e surpriza, și de ce a reușit să câștige echipa mică. Nu s-au adaptat, că sunt orice victorie. Cum s-au adaptat, mă, slovacii la mai repede decât belgenii? Că i-au bătut în primul meci. Cum? Slovacii nu au făcut 7000 de kilometri dus întors. Păi nu, eu mă refer la slovaci cu Slovacia cu Belgia. Da. Ați vorbit toată săptămâna, am vorbit și noi știm foarte bine că ăștia mari sunt uzați. Ăștia au jucat până în ultimul moment pentru titlul. Bine, mă, și spaniolii nu sunt uzați. Întotdeauna voi avea o replică, pentru că nu e nimic sigur din ceea ce vorbim. Nu, nicio legătură. Pur și simplu e o de atitudine. Belgia n-a jucat ce trebuie. Sunt câțiva figuranțe, ca și la ucrainieni, care joacă pentru ei, se cred super vedete, frunte cu Mudric. La Ucraina, Mudric, eu nu l-aș mai băga, spun sincer. La belgeni este Doku ăsta, care este un jucător foarte bun, așa, individual, dar care joacă mai pentru el, strict. Ea mai trebuie o minge lui. Și așa mai departe. Adică, dar încă o dată, și în condițiile astea, Belgia putea să bată Slovacia. Sigur. Au fost două goluri anulate așa, că i-a atins unuia mâna și că l-a făcut nu știu unde. Adică... Vezi ce se întâmplă? Discursul nostru era cu totul altul. Același meci, o fază. Două faze care puteau face ca partida să se termine altfel. Discursul nostru și mai mult decât atât, implicit părerea noastră despre un meci, este influențată total de rezultatul meciului. De-aia consideră foarte important și foarte valoros meciul cu Ucraina. Sigur că nu avem ce discuta. Lumea vede imagini. Cu Ucraina avem ce discuta. Încă o dată spun, adică victoria a fost atât de clară încât nu avem ce discuta. Rar e un meci în care bine, să se întâmplă să fie meci de 3-0 și să n-ai ce. Adică 3-0 e bă, impecabil, fără discuție. Adică primul lor șut pe poartă, minutul 7-6, era 3-0, n-ai ce să discuți. Dar la o victorie de 1-0 se putea întâmpla invers. Am văzut și mai devreme am dat 3 goluri în 28 de minute. Păi când am dat noi 3 goluri în 28 de minute în ultimii nu știu câți ani?
3 goluri în 28 de minute. Da, da, într-un punând la socoteală din prima repriză până într-a doua cu pauza cu Cosmin, s-a mărit numărul de echipe. Sigur că noi ne-am autodepășit. Absolut. Asta este clar, nu că ne-am autodepășit. Noi ne-am autodepășit, ce? Puțin spus ne-am autodepășit. Păi să vedem dacă ne putem autodepăși o dată mai lungă de timp. Asta e întrebarea. Pentru că multă lume acum știi cum e, așteaptă să vedem, să confirmăm. Acum, dacă cineva se așteaptă să facem același meci și Belgia să fie Ucraina și noi să fim la fel, se înșeală. Am văzut că belgenii au făcut o analiză. Sunt și ceva suporteri belgeni aici, mai aproape de ei sunt, totuși. Da. Ei cred că au venit în ziua meciului, mai ales că e seara meciul. Cei care stau pe aproape de ei, că spre vestul germanic. Da, asta spun. Am văzut că belgenii au făcut o analiză a jucătorilor noștri care au evoluat de-a lungul timpului în Belgia. Avem câțiva băieți în echipă care au evoluat în Belgia. O să zici de Alin Stoica, pentru că peste lui nimeni, asta e clar. În ciuda declarației drăguși, sunt ăștia, Răzvan Marin. Sunt băieți ăștia, e și Stanciu. Se referă la cei care au jucat acum. Drăguși a fost jucătorul până acum lui Standard Liege, că era împrumutat în Turcia și de-abia acum l-a luat Trabzonul definitiv. Și au făcut o analiză a celor patru. Pe de altă parte, ei când au jucat atunci în Belgia erau mult mai tineri, nu erau copți. Între timp ei s-au maturizat. Sunt altfel de oameni, de sportivi. Asta când aud asta nebunesc. S-au maturizat acum două săptămâni cu Irlanda de Nord și cu Bulgaria și cu Liechtenstein. Nematurizați cu Bulgaria și cu Liechtenstein. Măi, lăsați-mă un pic, că voi știți, sunt mulți belgini aici, nu-mi place. De ce? Acum ne așteptăm să fie numai români. Ai văzut câți sloveni au fost, câți slovaci au fost, țările mici, câți georgieni au fost. Sunt țări foarte mici. Din punct de vedere al spectatorilor, bine, nu mi-aduc aminte. Cred că eu nu pun ca europeanul ăla duc după pandemie, în timpul pandemiei. El a fost un caz aparte, dar în Franța au fost și în Franța stadioanele pline și acolo. Pline. Mari. Plus că mă uit la Copa America, mă leg cu leucoplast la ochi. Mă, 70.000 de spectatori. Bine, aș jucat Argentina, e adevărat. 72.000 de spectatori. La Atlanta, adică... 72. Să vezi ce va fi, să vezi ce va fi la campionatul mondial peste 2 ani de zile. Dar nu știu ce ne mai mirăm. E adevărat că sunt și prețuri accesibile aici. V-am mai spus, sunt sigur că sunt și bilete de 3-400, dar bilete, eu n-am crezut că sunt de 30. Sunt și bilete de 30 de euro. Mie nu vine să cred, ce acum vine să cred. Sunt de 30, de 20, de 30 de euro. Da? Incredibil și remarcabil că... Și UEFA de unde scoate banii? Păi scoate banii. A, din sponsor ăștia care sponsorizează. Din bilete sunt zeci de milioane. Din 30 de euro. Păi la 30 de euro ți-am dat exemplu de cel mai ieftin. Cred că nici în Ligue 1 nu este 30 de euro. Sunt și de 300. Sunt și de 300 bilete. Bine, cred că în Anglia nici în Ligue 1 nu e 30 de euro. Nu, în Anglia nu există 30 de euro. În Ligue 1, în Liga 3, cred că e 30 de euro biletul. Nu, dar asta... Prin asta sunt recunoscuți, dacă vrei, caracterizați nemții. Biletele ieftine sunt și în Bundesliga. Amintiți-vă ce șoc trăiesc suporterii nemți când se duc în Anglia, în special în Liga Campionilor. Ce scandal fac de fiecare dată. Stai mă că la noi 20 și aici 120 de lire. Urmează fanii lui Arsenal, lui Tottenham și toți. Dar uite că merge totuși. Adică funcționează pentru că și ei ar avea bani mai mulți. Nu vă mai spun că ne-a spus un coleg, de exemplu, ca să vezi neamțul, a fost la meci la München. De la München, să zice și la meciul ăsta al doilea, a mers cu trenul de la München la Düsseldorf. 200 de euro biletul, în mod normal, 200 de euro biletul. Ai bilet la meci, 40% reducere. Ca să n-aglomerezi șoselele. Nu știu, foarte deștept. Cum și în ce fel, ce bun. A, bine, la tren din ăsta de mare viteză, în sfârșit, adică scump biletul, că zice la un moment dat, când a văzut că e 200, zice, bă, stai puțin, mă duc la avion, dacă e, că 200 de euro bilet de avion găsești totuși. Și până la urmă l-a luat cu 40% reducere, l-a dat 100 și ceva de drumul lung, adică 4 ore. Ați fost și voi de atâta ori prin Germania, ați comentat, am fost și eu de dor în 2007 și 2008 la Bremen și la München. Și de fiecare dată am venit nervos în țară. Apropo de ce spui tu, de cât de bine, cât de logică era construită țara, cât de natural, cât de firească. Sigur că și ei nu sunt perfecți, că nu-i nimeni perfect și au mai scăpat, a mai plouat pe nu știu ce stadion, când a fost furtună la Dortmund sau nu știu unde. În general, nemții și la Dortmund a plouat cel mai rău. Cosmin, au avut în ianuarie campionatul european de handbal masculin, știi bine? Altă minunăție. Au două campionate europene la un interval de 6 luni de zile și acolo a fost la fel. Îl recunoașteți pe domnul din imagine și chiar avem... Cel mai înalt suporter român. Oricum a fost cel mai înalt jucător român, asta sigur aia a fost. Cred că da, de când da. Nu știu că era Tătărușanu, cred că e mai jucător de câmp. Cred că Tătăpurta era mai înalt. Da. Dar oricum o figură interesantă și el a prins, a fost în 2008. Da, Dorin Goian. Păi i-a dat golul cu Olanda, care ne-a calificat. A, bine, la Constanța, în 2007. Bine, golul la Fantomă, care... Statistici, scrie că a fost ăsta, nu scrie că... La revedere, să zice lumea în spate, i-am bătut pe Orlandis. Chiar hai să-l ascultăm colegul nostru, Paul Andone, l-a intervievat la Köln.
Bun găsit de aici din Köln, puține ore până la startul meciului atât de important dintre România și Belgia. Îl am alături de mine pe unul dintre jucătorii emblematici ai naționalei, Dorin Goian, cel care a marcat în 2007 chiar pe acest stadion de la Köln. Bună ziua, Goian, te-am reperat ușor pentru că nu ești scund în marea de suporteri. Te văd pregătit pentru a face galerie. Cum va fi diseară? Bună ziua, în primul rând. Da, mă bucur să fiu aici. Diseară, meci dificil. Poate mult mai dificil decât meciul cu Ucraina, pentru că e clar, belgienii nu-și permit niciun pas greșit. Dar la cum am văzut noi că suntem după primul joc cu Ucraina, cred că avem șanse foarte mari să mergem mai departe, să trecem de grupe. Asta ne dorim cu toții. Văd că este o nebunie aici în Köln. Atmosfera este senzațională, iar noi ca suporteri nu putem decât să le ținem pumnii. Cum îi păcălim pe belgeni să le luăm un punct azi? Păi în primul rând să ne apărăm foarte bine, să ne apărăm la fel de bine cum am făcut-o în meciul cu Ucraina. Am mare credere în toată echipa. Fundașii trebuie să joace la fel de bine ca în meciul cu Ucraina. Cred că și Drăgușin, Burcă, Rațiu sau Bancu, cine va juca, dar în general întreaga echipă trebuie să ne apărăm cu toții, pentru că din punctul meu de vedere presiunea este pe belgieni. Iar noi, clar, cu un singur punct, cred că deja ne putem considera calificați mai departe. Cum e atmosfera de aici? Cum o simți de aici din Köln? Ai ajuns aseară, am înțeles, ai umblat pe aici, pe lângă Dom, o grămadă de suporteri, o grămadă de poze. Cum simți? Vom fi foarte mulți și astăzi pe stadion, dar nu la fel de mulți ca la München, pentru că e stadionul mai mic, evident. Atmosfera este foarte frumoasă, foarte, foarte mulți români, toți cântă. Sunt aici de pe la ora 12. Toată lumea este conectată și, să zic așa, suntem cu toții într-un suflet cu jucătorii noștri și sperăm ca la final să ne bucurăm. Cum e să fii suporter? Ai fost jucător, ai marcat pentru Națională? Da, gata, a trecut. Acum sunt într-o nouă etapă. Acum sunt suporter. Am băut și o bere. Intru în atmosfera jocului. E greu. Mi-a spus fiul meu: tata, dar de ce nu ții un tricou galben? Zic, vreau să port în primul rând un tricou cu care am jucat. Acasă mai am un singur tricou galben și este cel împotriva Olandei de la Constanța, când am marcat și el, îl țin pentru mine, așa e de suflet. Toate celelalte le-am dat prietenilor, le-am dat către cauze nobile, persoane care chiar într-adevăr aveau nevoie. Dar e un tricou, chiar dacă este alb, este un tricou cu care am jucat și, să zic așa, mă simt mai aproape de teren, așa, mai aproape de atmosfera jocului. Cine dă gol de la noi astăzi, dacă e să marcăm? Poate să trână 0-0, 0-0 și 0-0 e bun. Da, și 0-0 ar fi grozav, dar eu cred că astăzi va marca Drăguș. Am mare încredere în el. Multă lume m-a întrebat: Goie, cum o vezi, cum ar trebui să jucăm? Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să abordăm fiecare meci cu cea mai bună garnitură. Pentru că dacă odihnim jucătorii și, nu știu, încercăm să jucăm cu alți jucători care au vrut mai puțin, dacă oboseala nu este foarte, foarte mare în rândul jucătorilor, atunci eu personal aș merge pe cea mai bună variantă, cea mai bun 11 pe care România îl are momentan la dispoziție și să luăm fiecare meci în parte și să încercăm să scoatem maximul din fiecare joc. Mulțumim, Dorin, să sperăm că vom scoate încă de astăzi punctul care ne trimite în optimile campionatului european. Mă întorc la voi. Mulțumim, Paul Andone. Dorin Goian, analiză... Foarte entuziasmat, Paul, colegul nostru. Deci, zice că e pe stadion deja. Da, mă, pentru că a crescut fabulos sentimentul ăsta de satisfacție, de entuziasm, cum vrei tu. Adică unde ne-am dus, păi nicio șansă, ce să mai... Dintr-o dată, peste noapte, te-ai transformat în ceva... Lumea caută să-și ia bilete la următoarele meciuri, să vadă cu cine jucăm, unde terminăm. Și Taromu face cursă specială pentru... Da, de 670 de euro. Da, am văzut. Pe care a anunțat-o cu o zi, două înainte.
ca să vezi cum să... Bine, să vedem ce se va întâmpla în optimii, știi cum e. Mai deja sunt niște costuri să te duci, că trebuie probabil și o noapte de cazare. Absolut. Că nu, nu e a doua zi, nu poți să stai pe stres. E meciul seara, dacă era la prânz, puteau fi avioane din astea să te duci și să te întorci. Și... Fapt, să fie ceartă de care să pleci după meci. Nu, a doua zi pleacă. Nu, pleacă a doua zi. 10, 12, 1, 2. Mai ales că mâine e duminică, adică e totuși zi liberă. Cred că după mine, nu știu, valul ăsta de suporteri români e ceva fabulos, care ne arată încă o dată cât de mulți români sunt în străinătate, odată că sunt cei mai mulți veniți și în străinătate. Și faptul că l-a crescut nivelul de trai, Cosmine, încă o dată spun. Da. Oamenii sunt plecați în străinătate de ani de zile și nu mai sunt, nu mai strâng fiecare eurocent să trimită acasă, să își cumpere mașină și să facă. Au deja să-și permită să și trăiască. Dacă de românii trimit anual 10 miliarde de euro în țară, probabil că mai sunt cel puțin alte 10 miliarde cărora care le rămân lor. Bine, ăia 10 miliarde sunt trimiși din America și din din America. E unul dintre ei. Da, deci lumea se mișcă. Deci în realitate banii sunt mai mulți și e un lucru foarte bun. Asta e un lucru foarte bun. E adevărat că s-au devalorizat, dar asta e el ce îmi face. Stau la coadă să ia autografe de la. În urmă cu 30 de ani la campionatul mondial din Statele Unite, nu te duceai. Nu-ți permiteai. Păi trebuia viză în primul rând. Da, vreau să zic. Nici la campionatul european din Anglia, din 96, poate chiar nici la europeanul din 2000. Să ne înțelegem, ne place, nu ne place, lumea critică, eu știu, clasa politică. Bă, nivelul nostru de trai a crescut fără să ne dăm seama. Și nu neapărat al nostru. Critică pentru că putea să crească și mai mult. Probabil. Și putea să fie infrastructura mai bună. Cu siguranță. Și putea să mai fie mai multe chestii. Fără îndoială, să te duci. Era loc și de mai rău, fără discuție. Să te duci, să te sui în mașină, să nu te întrebe nimeni, să treci ca prin brânză, doar dacă e coadă la... Nu vis aici. Campionatul european din 94 trebuia să faci împrumut serios ca să te duci acolo și plăteai nu știu cât. Nici nu visai, adică nu luai calcul. Acum stai și vezi asta, mă, când poți să-mi iau liber de la serviciu, cum fac rozi un bilet, pac, m-am suit în mașină și mă duc la meci. Păi uite ce e aici. Uitați-vă ce e aici. Bine, multă bere, dai seama. Nu e Rica Răducanu, nu? În cadrul. Da, ai plus cu mașina dacă te duci. Că șoferul trebuie să fie abstinent. E bine dacă te întorci imediat. Dacă reușești să prinzi o noapte de cazare, e... Deci ce facem? Avem mingea în seara asta sau nu avem mingea? Mingea avem, dar nu știu dacă e la noi. Nu știu. Posesie? Da. Păi n-am avut noi când a câștigat cu 3-0. Pe acolo să avem. Hai să vedem că până ieri alaltă era aici în locul meu, în studio, Silviu Tudor Samuilă, acum la Köln și el printre suporterii româniște. Materiale foarte interesante pe care le-a făcut chiar acolo la Köln astăzi în ziua meciului. Ce se execută aici? Bratwurst corect. Nemțesc. Bună berea germană? Băi, bună berea germană? Mamă! Nu bem bere. Nu, Doamne ferește, să bem bere. Bă. Așa arată masă românească. E slab alcoolizată, să știți. E ok. Cu paiul, numai că nu mai ajung la meci. Ia uite lumea. E cu Man atunci. Cu Man, cu Denis Man. Scorul, cât un scor. 2-0. Marchează. Man și Drăguș. Uite. Așa bună dispoziție mai rar. Bravo, hai România! În România are câte ceva pentru toate vârstele. Într-o parte... se proiectează meciul care se joacă la ora asta, da? Într-o altă zonă sunt locuri evident pentru bere, că trebuie să bea omul o bere, că e destul de cald, culmea, deși se anunța vreme proastă. În spatele meu, copiii se pot distra în toate posibilitățile, și noi alături de copii, auzi, ne spun suporterii, da? În toate modurile posibile și imposibile. Gândiți-vă, au fotbal de ăsta într-un țarc mic. Există fotbal de masă. Există posibilitatea de a semna, de a primi tricouri semnate ale jucătorilor. Asta dacă vrei și mergi acolo în spatele meu și îți faci poze cu respectivele tricouri. Practic este o infinită varietate pentru oameni, pentru suporteri, pentru a trece timpul mai ușor din momentul în care au ajuns în acest fan zone și până se încolonează spre stadion, pentru că la un moment dat toți acești oameni care sunt în fan zone-ul României de aici se vor aduna într-o piață și de acolo se va crea o mare galbenă care va lua drumul lui Rhein Energie Stadion din Köln. Hai România!
Un pronostic din seara? 2-2. 2-2. Ok, e bine, e bun. 1-0 pentru România. 1-0, cine marchează? Stanciu. Doamne ajută, așa să fie. Ne ajutați cu pronosticuri? 2-0 România. 2-0, cine marchează? România. Și niște marcatori? Drăgușin cu capul. Drăgușin cu capul, este! Hai, rezultat. 2-2. Am mai auzit un 2-2. Băi, lumea vrea multe goluri. Sigur, este treabă de seară. Mai departe, hai să vedem dacă găsim. Pronostic. 3-0 România. 3-0 și pe ăștia tot 3-0 îi batem. 3-0. Tot 3-0. Cine marchează? Nu spune că tot Stanciu Drăgușin. Două Stanciu. Este golgheterul campionatului european. Tare. Hai să vedem. Următorul. Pronostic. 3-1 România. 3-1. Cine marchează? Man, clar, Hagi, trebuie și Man. Hagi și chiar Drăgușin. Și Drăgușin, am mai zis cineva, cu capul mi-a zis de Drăgușin. 2-1, Drăgușin, două goluri. Deci nu, batem... Drăgușin, gata, așa facem. Pronostic. 2-1 România. 2-1 România. 1-0 România! 1-0 România! Cine marchează? Stanciu, bineînțeles. Stanciu, băi, nene, l-au scos golgheter pe Stanciu al europeanului. Eu merg pe Hagi. Și pe Mihailă și pe Hagi. Așa să fie, gata, hai România. Toată lumea zice că batem și mai ies vreo 2 de 2-2. E bine. Când ai un campionat european, îți dai seama că vor veni și familii cu copii. Asta este logic. Totodată trebuie să te gândești la părinți, trebuie să le oferi acestora variante pentru copiilor. Cei de la Köln, cei din Köln, de exemplu, organizatorii, evident, UEFA, au organizat locuri în care se poate juca fotbal. Poți să vii cu copilul, sunt porți puse, amenajate terenuri, poți să faci niște echipe dacă vreți și dai drumul la distracție. Iată cam cum arată așa ceva. Avem în spatele meu un asemenea teren. Sunt porți, sunt mingi, ai tot ce trebuie. Pe un teren alăturat are loc chiar un meci de fotbal pentru la care participă și băieți și fete. Este un teren, mă rog, este un meci mixt. Așadar, poți veni, chiar dacă ajungi dimineața, să spunem, la, cât să zic, 10 dimineața cu copilul la Köln, îl aduci într-un asemenea loc și îi acorzi câteva ore de distracție. Mi se pare esențial, este o idee foarte bună și atunci timpul trece mult mai ușor până la startul partidei. Cum s-a schimbat mentalitatea românului. Ți-mi minte că acum 20 de ani când făceam voxuri, oamenii se fereau. Acum am zis ce deschis sunt toți, abia așteaptă. Bă, nu, s-a schimbat mult. Bineînțeles, s-a schimbat lumea, tehnologia asta. Oamenii au acces, știu și ei, vor să se vadă. Uite, am fost acolo, am văzut. S-a schimbat mult lumea. Ne-am civilizat. Da, clar ne-am civilizat. Și ne-am civilizat și cu siguranță că un motiv este să fie 20.000 sau 40.000 de români care au fost la München să nu arunce, să nu rămână gunoi. Să nu rămână nenorociri. Asta ne demonstrează că ne-am civilizat foarte mult. Păi, dar nu mai dați imagini la televizor cu bere și cu crengoști. Se face foame, poftă sau nu mai pot. De foame, deja nu mai pot. Aia au ce mai nu frumoasă. Nu e, mă, că e fără alcool. Nu, e fără alcool, iar ăla e cu soia, deci nu. Da. Ca să înțelege, de post. Deci nu, e păcălă, dar repet și zic. Suporterii sunt foarte entuziaști și la pronosticul la scor. Aici vrei să spun ceva, că nici n-ar trebui să mai punem mare preț pe ce se întâmplă astăzi, unde avem șansa a doua, clar. Bă, suporterii ăștia și atmosfera asta, și asta aia care a fost la München, și ce va fi și diseară acolo, clar. Astea sunt chestii cu care nu te întâlnești în viață, nu știu, în fiecare zi, oricum foarte rar, știi? Foarte rar, pentru că am fost și în 2008 și în 2000,
16, mă, parcă nu erau așa românii, nu știu, nu atât de mulți. Franța, oricum Belgia, adică Elveția, mijlocul Europei. Dacă te-ai uitat, sunt persoane de vârstă cel mult medie sau în jurul vârstei medii, de acolo 30 și ceva de ani cu plus minus. Normal, nu? E un alt spirit, o altă mentalitate, o altă atitudine, sunt oameni crescuți acolo. Asta este, sau dacă nu neapărat crescuți, care și-au petrecut cea mai mare parte din viața acolo, exact. Că au fi ajuns la 5 ani, la 7 ani, uite și... Și sunt foarte naturali, după cum vezi, exuberanța este maximă. Nimeni nu a spus că pierde, măcar la un gol, fie și la un gol. Nu, ca idee. Dacă spun eu că o să ne bată Belgia la cel puțin 2 goluri diferență. E primul pronostic negativ din seara asta. Da, știu, nu știu dacă nu realist, știi, până la urmă. Sigur că să ne păcă. Da. Una e ceea ce visăm noi, ceea ce ne dorim noi și una e ceea ce simțim. Ai văzut multe victorii la diferențe mari? Nu. Afară de Germania, la 2 goluri, mi-e greu să cred că ne bate. Mi-e greu să cred. Sunt câteva, 2-3 meci sau mai mult de... Am văzut Turcia pe Georgia 3-1, acum e 2-0 Portugalia cu Turcia. Spania, Croația 3-0, da, Spania, și Germania 5-1 Sunt rare totuși victorii. Noi germanii și cu spanioli am avut cel mai bun gol averaj după prima etapă. Victoriile la cele mai mari diferențe. Nu sunt, n-am avut echipe mici. Da. Deci, sau echipele care intrau în acest campionat european ca fiind considerate mici, au jucat fotbal. Mie mi s-a făcut o prostie dezvoltarea acestei numărului de echipe, dar se dovedește că a fost o decizie corectă. Și n-avem Norvegia, n-avem Suedia. Am primit critici din cauza ta. De ce am făcut? Pentru că vor fi 4 echipe din Nations League care intră la baraj. Deci știam că doar 2. Nu văd cum ar fi 4. Nu văd cum. 4 echipe. Nu se poate. Ia spune, de ce nu se poate? Să mai spui de ce, că sunt 10 de pe locurile 2 din grupă. Nu, 12, nu 10, 12. Sunt 12 grupe? 12 grupe. A, atunci poate. N-am știut că sunt așa. 12. Și câte echipe are Europa? 16. 16 echipe are... Da. Pe... 16. 12 câștigătoare de grupă. E posibil să fie 4 echipe. 12 da, de pe locul 2 și cu 4 din Liga Națiunilor, deci vin 4 din Liga Națiunilor, care devine deosebit de importantă. Știam că sunt 10 grupe de KFA, că sunt 12... 12. Da. 12 grupe și cu 12 de pe locul 2, deci cele mai bune 24 au ieșit din calculul Ligii Națiunilor. Da? Deci la Liga Națiunilor vin echipele de pe locul 25, 26, 27, 28. Bă, dacă nu prinzi acolo și te depășești... Nu e, că nu e matematică aici. Poate să înțelegi, poate să fie... Nu știu dacă e matematică. Păi, nu e matematic, dar presupui că astea 24, da? Câștigătoarele și alea de pe locul 2, vor termina bine în Liga Națiunilor. Sunt echipele cele mai bune, da? Și mai rămân 4 locuri. Bine, nu înseamnă că te duci la baraj. Eu credeam că avem 13 locuri. Nu mi-a atras atenția unul cineva care ne urmărește și am verificat și mi-a... Nu, așa sunt. O, sunt 16... Cred că doar 13 din Europa. Ideea este că principiul, apropo de ce discutați voi, că formatele se schimbă. Păi vezi că la campionatul mondial nu s-a mai schimbat din... Asta e. Și apropo de ce spuneai tu mai devreme cu echipele mici, pe tocmai asta este și farmecul. Venind atâtea echipe mici, astea joacă cel puțin din inerție, la o prima apariție multe dintre ele. Da, dar trebuie să și poți. Eu sunt de acord cu tine. Dar uite-te câte din echipele astea mici au jucători în străinătate, în vest. Oricum, diferența de valoare s-a redus mult. Absolut, absolut. Arabia Saudită a bătut Argentina. Acum a fost cum a fost, te bate Arabia Saudită. Că până la urmă a câștigat campionatul mondial, asta e altceva. Dar lucruri din astea erau de neimaginat pe vremuri. Absolut. Mi-aduc aminte, nu știu ce campionat mondial a participat Arabia Saudită și cine dădea gol de la Arabia Saudită primea un Rolls Royce, primea un ceva de la prinț, de la Mike, era pentru să dea un gol la un 94, chiar în America. Dar ce campionat? Că în 90 a venit și a vrut să scoată de pe teren. Mai ții minte că la Emirat Arabia Unite ceva genul ăsta a venit și a vrut să scoată de pe teren, că nu știu cine a comis o decizie, Emiru, dar a fost un campionat mondial. Din motive de arbitraj sau Da, un nou, cred că în 90, cred. În Italia? Cred că da. A vrut să-i scoată, nu i-a scos problema că lucrurile s-au îmbunătățit, s-au modernizat și echipele mici au început să scoată capul, clar. Au acces la toate metodele de pregătire, absolut toate metodele. Vrei să vezi ultima sală de forță, ultimul răgnet, ultima generație, du-te în Arabia, du-te în Georgia. Crezi că georgienilor le lipsește ceea ce noi n-aveam în anii 90? În anii 80 nici nu mai spun. Nu exista, era diferența asta mare între ceea ce îți oferă pregătirea unui club puternic, solid și bogat și ceea ce se întâmplă astăzi, când ai acces la orice. Bani să ai, sigur că. Dar nu, adică dacă ești echipă calificată la campionatul european, echipă care primește federație 9 milioane de euro, pe îți pregătești baza. Absolut. Îți pregătești, ai 9 milioane de euro să te pregătești de un campionat european. Doar că te-ai calificat. Noi, echipele astea mari n-au unde să se mai ducă, unde să mai progreseze atât de mult. Ori generație din asta fantastică, uite cum a fost Spania, dar nu mai e greu să reușească cineva să domine așa. Nici Franța nu mai e Franța, nu vedeți că Franța a dat... Să știi că Franța ce a făcut, a dat un gol în 2 meciuri? Franța da, a adus 4 puncte. Da. Și e bine, ratarea aia de ieri, aia e ceva, n-am înțeles nici în clipa de față. Cum e să pasezi de la 2 metri de poartă, dai pasă. De-aia ratezi, că pasezi. Păi doar s-a așteptat câțiva, nu știu cât e de vinovat.
Nu, bine, trebuia să o dea, dar nu-ți vine să crezi că l-ați dă pasă ție, fi. Deci formatele acestea făcute de FIFA și de UEFA au sens. Și mai sunt și alte lucruri la mijloc, dar lucrăm în televiziune. Pe lângă partea sportivă, contribuția lor și a țărilor din Africa și altor continente la fotbalul internațional și mai ales cel european, se reduce nu doar la partea sportivă, ci și la partea de drepturile de televizare. Pe și atunci se reduce o chestie completă. Și pe mare, normal ca cei din America de Sud să mai primească un loc, două în plus la mondiale sau la campionatele... Pe America de Sud sunt aproape toate. Sau toți șase jucau oricum. Nu, dar vreau să spun, nu erau patru și înainte să mai duceau la prin baraj, acum ai 5 sau 6. Asia la fel, îți vin jucători din Asia, îți vin drepturi mari. Africa la fel. 52 de echipe. Contribuția planetei la ceea ce o să fie unul în jumate, campionatul mondial. E unul la european, la formatul ăsta, da? Paul Andone l-a intervievat tot la Köln și pe Marius Nicolae, să-l urmărim. Bun găsit, suntem în mijlocul fanilor români de aici, de la Köln din Germania, puține ore până la startul marelui meci cu Belgia. Alături de mine, fostul mare internațional Marius Nicolae. Bună ziua, Marius! Bună ziua, bună ziua! Trece timpul, se apropie ora meciului, cresc emoțiile? Clar. Intri în atmosfera jocului și mă uit la acești fani minunați. Mi-amintesc de ultimul meci de la München și o atmosferă plăcută și sper să și pe teren să îi facem bucuroși. Îi vom cotropi iar pe belgeni, vom fi iarăși număr mai mare în tribună, în oraș, din ce am înțeles, dar stadionul e mai mic. Doar vreo 20-25 de mii de români în tribună. Cât de mult contează? Contează foarte mult pentru jucători să-i simtă pe suporter alături. S-a văzut asta și la München, contra Ucrainei. Contează foarte mult suporterii să fie alături, să-i încurajeze și, drept dovadă, au reușit o victorie în care nimeni nu-și imagina la asemenea scor. Cu ce va fi meciul cu Belgia diferit față de cel cu Ucraina? În primul rând, Belgia a pierdut primul meci. Trebuie să adune puncte, că dacă noi reușim să câștigăm, atunci, practic, îi trimitem acasă. Un punct ne mai trebuie în două meciuri să mergem mai departe. Îl obținem în seara asta? Eu așa am zis, că nu o să pierdem acest meci. Ali Bek e favoritul tău, dar la rampa e și Drăguș, bine, și Stanciu și Răzvan Marin cu două goluri fabuloase. Cine înscrie azi? Pe cine vezi? Marcator sau mergem pe 0-0? Eu cred că sunt vin alți jucători, nu cred că vor marca aceiași, pentru că asta ne-a demonstrat în campania de calificare. N-a fost un jucător decisiv meci de meci, a fost întreaga echipă și mă aștept la alți jucători să marcheze azi. La cine? Dă-ne un nume. Păi Ali Bek, ai zis-o. Am înțeles că ai primit o invitație surpriză după ce își vor rezolva și ei calificarea și sperăm și noi. Prietenii tăi din Portugalia, João Pinto, cu care ai jucat la Sporting, te așteaptă în cantonament. Cum va fi? Te revezi cu Cristiano? Da, să vedem când vor avea acea zi liberă și cât de departe vom fi, pentru că ei sunt la Dortmund, iar noi la Würzburg și o distanță destul de lungă, dar sper să le fac o vizită cât de curând. Bei o cafea și cu omul tău de la Sporting, cu Cristiano? Păi el trebuie să bea cu mine, că e mai mic. Cu plăcere. Marius, da. Te rog, două întrebări. A fost și ceva jucător. Da, a fost și ceva jucător. A prins vremurile bune, dar era putea să fie și mai bine, da. A avut ghinul cu accidentarea, când tu mai luase de campionatul cu Sporting după nu știu câți ani și cu Beroni. Chiar a avut ghinion, într-adevăr. Și mie ți-am zis cum s-a întâmplat. De regulă, judoka nu prea își rup picioarele, că el a fost campion național și tu să se ferească, dar... Nu știu dacă a fost campion național. A fost bun la judo, în orice caz. La juniori? La junior. A fost campion național, cred. În fine. Când e să ai ghinion, dar uitați-vă și voi cât de bine s-au pregătit nemții. Adică să facă locurile astea, ca să nu mai zic că acum două zile au fost alte echipe aici. Urmează alte echipe să joace la Köln. Ei scot aici România și bagă mâine, habar n-am, Spania, nu știu, dau un exemplu, că n-am. Bine, Germania este imperială la organizare. Este ceva fabulos, adică să te pregătești și să... Că, repet, ceea ce vedem noi aici, că pe noi ne interesează românii, există și zona belgienilor. Și astfel, în toate orașele, pentru toate echipele astea, 24. Ceea ce mi se pare interesant este, repet, că la Köln nu joacă doar Belgia și România, da? Nu. Că a fost, cred că a fost chiar Portugalia, uite că nu mai știu la câte s-au jucat. Uite, joacă acum din nou la Dortmund. Adică orașele astea care găzduiesc, nu știu, cel puțin patru echipe. Cel puțin patru echipe, dacă nu chiar șase și plus, că ce ori mai fi prin... Imediat le-au scos, le-au întors, au adus altele. Sunt capacitatea de organizare foarte mare. Sunt 85 de milioane în primul rând, oficial, neoficial sunt mai mulți. Și trebuie să ai grijă de lor, nu? Și sunt pe lângă cei oficiali. Sunt și cei care participă la organizarea din proprie inițiativă. Voluntari. Și atunci se cumulează cei oficiali cu voluntari și se face o masă foarte mare de oameni care organizează. Da, și cum spui tu, astăzi luăm bannerul cu Belgia, îl dăm la o parte, îl ducem cu România, mâine joacă Franța, aducem Franța, știi? Adică există unde la Franța, de la noi la
spus. Așa, noi nu le-am mai găsit. Absolut. Cine se ocupă, știi cum e asta, da. Lasă-mă că facem. Și cine ridică mâna, ăla, mă, nu e, nu e. Nu, absolut. Știi cum e, lucrurile merg atât de bine și atât de lin, încât la un moment dat se pare că e simplu. Și foarte bine, dar, foarte puține incidente totuși. Au fost câteva bătăi, dar nesemnificativ. Bătăi au fost întotdeauna la Europa. Da, mult mai puține ca altădată. Aduceți-vă aminte de bătăile din anii... Chiar nu să lipsească englezii. Voi ați fost la ele și ați comentat în anii 2000 în Belgia și Olanda ce se băteau ea cu forțele de ordine și olandezii și germanii și britanicii. A fost o demență totală, se băteau peste tot. Noi nu trecea ziua fără scandal. Și alții, nu doar noi. Absolut. Și civilizația se impune și cu măsuri coercitive. Adică cu interdicții pe stadioane și așa mai departe. Cosmin, ei fac de zeci de ani, au stilul ăsta de a lucra, da, germanii, pentru o chestiune naturală. Sigur că acum riscul este un pic mai mare din punct de vedere al securității și aici este presiunea pe forțele de ordine, dar stic pe partea tehnică, să spun așa, pentru ei nu e neapărat o problemă. Ei știu să fac aceste lucruri, le fac și la fotbal, le fac și la handbal, le fac și la volei, le fac și la basket, da, ei le fac și pe sporturile individuale, că organizează și sporturi individuale, deci pentru ei e o chestiune naturală. Presiunea foarte mare este ca, uite, în aceste grupuri imense de suporteri, să nu vină un nebun. Nu vă mai spun că sunt, știi, mulți din aia care abia așteaptă. Păi, despre asta e vorba. Aici este, de fapt, cred că marea lor provocare. Cum reușesc din punct de vedere al securității să... E un impact fantastic și descreierați din ăștia care abia așteaptă sunt, din păcate, sunt destul de sfârșit să nu vorbim. Să nu uităm, Belgia a schimbat antrenorul, nu de mult. Antrenorul Belgiei s-a dus la Naționala Portugaliei, Martinez, și Tedesco a venit aici. E un italian cu alte principii, cu alte lucruri. Și echipa e alta. Și echipa în mare este alta față de aia, generația de aur. A Hazard, în primul rând. S-au schimbat fundașii centrali. Da. E și normal. Dar uite că totuși rezistă locul 3. Hai să vedem o declarație a lui înainte de această partidă, antrenorul Belgiei. The main reason for me is that they can suffer. They can really suffer together. They can stay deep. They don't complain. They don't care. They don't take a lot of risks. They play a lot of long balls. And they can play it. They can play it because they are strong on second balls. They have the right power to go on second balls. They win a lot of second balls. And if you play like this, you minimize the risk of conceding goals. I think they conceded 5 goals in all the qualification. 5 goals, it's not that much. Da, sigur că nu e mult. Cifrele sunt alături de el, doar că a pierdut meciul ăsta și, într-adevăr, că cine spunea, Goian, parcă spunea, presiunea e mai mare pentru belgeni. Presiunea e mai mare pentru belgeni. Presiunea e mare și pentru noi, pentru că încep să ai ceva de pierdut. Noi n-aveam nimic de pierdut când am venit la asta. Încep să ai, după 3-0, când încep să ai de pierdut... Fii cu picioarele pe pământ. Totuși, dacă pe când ei să plece acasă, există riscul să plece acasă dintr-o grupă cu România. Dacă ne bate Belgia, să fie... Da. Bine, avem un coate avantaj, dacă ne bate Belgia, avem imensul avantaj, nu ne bate 6-0, avem imensa șansă să facem egal cu slovacii, să ne calificăm amândouă. Aș fi tare că o să vă se întâmplă în cazul ăsta. Și ce am zice noi? Și ce interesant va fi Belgia-Ucraina. Știi cât a ajuns la cotele la case de pariuri egal cu România-Slovacia? Sub 2,50. Da. Pentru cei care nu prea știu, deși nu cred că se uită la emisiune cei care nu știu, e general minim 3 egalul, cam așa, 3, minim 3. Rar 3. Și aici este sub 2,50 deja. Da, pentru că este un egal care califică ambele echipe plecate cu șansa 3. Așa, nu știu, să fii un pic nebun, stai la bătaie cu slovacii, să ieși să te învingă, să rămâi acasă. Bun, există tentația să te mii cât mai sus, ca să ai un adversar mai ușor în faza optimilor, da. Cred că trebuie să o iei pas cu pas, întâi să te califici, după aia să vezi cu cine joci. Să fie o problemă că terminăm noi pe locul 2 sau ei pe locul 2. Liță Dumitru, un fost mare jucător, cei care sunt tineri astăzi și ne urmăresc, nu și amintesc probabil și cu siguranță nu l-au văzut jucând, dar a fost un jucător absolut fabulos. Plecat în America, Liță Dumitru, unde înțeleg își câștigă, nu știu, pâinea, existența și ca șofer de taxi și ca antrenor la o școală de copii și juniori, dar să-l urmărim, a venit și el aici, așa, peste noapte, practic, s-a hotărât să vină în Germania să urmărească echipa noastră națională. Eram la televizor acum vreo 2-3 zile, când mă uitam să văd meciul României, când a venit, cum îi spune, golul lui Sanciu, un gol senzațional. Și Sanciu știu că bate lovituri libere foarte bine și am văzut. Și am bătut și eu la viața mea lovituri libere. Și știu lovirea care a avut-o să plece către, departe de, cum cheamă, de portar și să nimerească, să dea acolo unde trebuie, unde a vrut el să o dea.
M-am bucurat foarte tare pentru România, m-am bucurat foarte tare pentru victoria echipei și mă bucur în continuare de, cum cheamă, să putem să facem ceva la meciul cu Belgia. Cu toate că mi-este frică, Silviu, mi-e frică pentru că belgenii au valoare, au jucători de mare valoare. Dacă Dumnezeu ne ajută să putem să facem ceva cu ei, ar fi foarte, foarte bine. Dacă nu, atunci ar trebui să ne focusăm pe meciul cu Slovacia și acolo, dacă în caz putem să facem ceva, și putem, că am demonstrat-o. Și așa cum Edi Iordănescu a format o echipă, s-a numit, de fapt, generația de aur este a lui Gică Hagi, Gică Popescu și Lupescu și mulți alți fotbaliști care i-a avut România. Asta se cheamă echipa de suflet. Și cred că generația de suflet s-ar putea să ajungă la un nivel ușor, ușor, cu rezultatele pe care le vor face, să fie nu de valoare a celor care au fost, dar măcar la sfertul sau la jumatea cât au avut ea să fie și ăștia. Și noi trebuie să fim lângă noi. Și am hotărât, mie nu-mi place să merg cu avionul, mi-e frică de avion și mi-e foarte greu să stau 9 ore în avion, dar am venit numai de dragul, azi dimineață, am venit numai de dragul de a fi și eu aici în atmosfera voastră și de a fi și eu arătul de ei, să-i susțin așa cât pot cu vorbele sau eventual cu sfaturile. În condițiile când am început la când m-am uitat la meciul respectiv și mi-a dat lacrimile pentru că și eu am simțit ce a simțit Stanciu sau ce simt ei atunci când apar ca fotbalist în fața a 50.000 de tricouri galbene în cum îi cheamă, da. 50.000 de români pe un stadion în Germania. Am zis, același lucru l-am simțit și noi la timpul nostru care au fost. Și mă bucur că am ajuns aici. Ați fost coleg cu Anghel Iordănescu. Credeați că băiatul lui o să ajungă un antrenor atât de bun? Nu m-am gândit la chestiunea asta. Dar n-are nicio legătură băiatul Iordănescu cu băiatul Iordănescu. Deci băiatul Iordănescu este antrenor și n-antrenează Iordănescu. Iordănescu a antrenat ce a antrenat și în sfârșit a făcut-o bine sau rău, e treaba lui, n-are importanță, a făcut-o bine. Dar Edi este un copil bun care a ajutat și ajută fotbalul românesc. E bine că cei care l-au simțit la timpul respectiv și au ajuns să creadă în el și a reușit să facă treaba asta, eu îl felicit și jos pălăria pentru ce a făcut până acum. Ne rugăm la Dumnezeu să nu prindă o zi bună Belgia. Forma și felul de a se exprima ca fotbalist, cam toți sunt la fel. Sunt excepții, să spun, Stanciu, Hagi, Alibec sau mult, încă vreo 2-3, dar ceilalți care joacă în sistemul echipei sunt într-un angrenaj în care se potrivesc și au găsit și antrenorul potrivit. Noi trebuie să ne focusăm și să ne gândim că dacă Dumnezeu ne ajută să câștigăm, suntem calificați, să facem meci nu. Dar și la meci nu trebuie să mai faci ceva cu Slovacia. Dar părerea mea este că acolo trebuie să fie celul nostru unde putem să facem ceva, că suntem aproape, poate peste ei suntem. Dar la belgeni mi-e cam frică. Să nu știți că au fotbaliști care joacă în Anglia, sunt fotbaliști care joacă peste tot. Mi-e greu, dar ar fi formidabil dacă ne calificăm. Și mi-aduc aminte că noi făceam treabă în anii 90 când belgenii nu prea contau. Da, belgenii au demarat un promptul. Atunci după ce au luat, au trecut de grupe în 2000 la campionatul european pe care l-au organizat ei, atunci s-au luat foc și au pregătit un plan de vreo 10-12-15. Da. Și au pregătit un plan de vreo 15 ani, s-au ținut de țeles. Asta este problema, că în România, din păcate, cu schimbarea guvernului, nu se respectă ideea la, cum se cheamă, la sănătate, la învățământ, se simbă mereu. Astea sunt niște chestiuni de Uniunea Națională, ar trebui să fie un plan stabilit care să continue în funcție, indiferent de cine ajunge la guvernare. În fin, trebuie spus că Lițe Dumitru va reveni în fotbalul nostru, o să revină la Chiajna. Da, o să revină la Chiajna. A fost la Chiajna, o să revină ca și la centrul de copii și juniori, probabil șeful centrului de copii și juniori, consilier poate la echipa mare al primarului. El a spus treaba asta, deci el a spus cu gura, deci va reveni în țară. Va reveni în țară și e bine că se reactivează pentru fotbal. Nu se pare că încercase să-l ajute și Hagi îl luase pe acolo. Da, la Constanța, da, corect așa este. Ochi, are ochi. Vede fotbalistul. Băi, se întâmplă o chestie extraordinară. Da, dar Rolandul la poarta, da, pasă. S-a făcut 3-0. Nu, e o greșeală, nu e offside. Nu era el, era offside. Deci era simul cu portarul și a pasat, a dat la poarta.
Se schimbă lumea, se schimbă lumea tare de tot. Am bătrânit. Se schimbă lumea tare de tot. De când e în Arabia Saudită s-a maturizat și el mai dă și pas la coechipier. Dar nu o să treacă un tur în final fără să dea gol. Mușcă din bară aia ca să dea gol. Da. Oameni buni, sigur că trebuie să se mai întâmplă și alte lucruri în jurul nostru, din fericire și lucruri bune, interesante și plăcute pentru noi. David Popovici a câștigat deja 2 medalii la campionatele europene de natație, performanțe bune, mai ales în perspectiva jocurilor olimpice. Să-l și ascultăm pentru că s-a întors astăzi în țară. Cum te simți în primul rând? Mai bogat în palmares cu 2 medalii. Cum a fost experiența? Mă simt foarte bine, mă bucur că m-am întors. Adică n-am fost plecat prea mult. Nu am apucat neapărat să mi se facă dor de casă atât de tare, dar mă bucur că sunt înapoi în țară. Cât înseamnă pentru tine aceste două medalii? Înseamnă... Adică mă bucur să le adaug în palmares. Cumva, de fapt, pentru această competiție nu m-am dus pregătit. De fapt, să-mi fie că e prea multă lume și sunt un pic agitat. Așa. Ca întotdeauna nu m-am dus setat să iau neapărat medalii, însă mă bucur că am notat suficient de bine încât să mai adaug încă 2 de aur. Ți-a plăcut competiția ce a ieșit în final, timpii? Absolut, da. Totul fabulos. Da, a fost... Ne-am concentrat pur și simplu pe cursele noastre, pe ce aveam de făcut. Am stat focusat și ne-a ieșit exact cum ne-am dorit, poate chiar un pic mai bine. Cum te simți când știi că nu ai rival pe continent? Am rival. Am suficienți rival. Dar aici... Nu. Ai demonstrat cred că ar fi, cred că n-ar fi prea înțelept din partea mea să zic că nu am rival sau să consider asta. Am rival pe orice continent. Inclusiv în Europa. Apropo de rival, uite, Dressel nu s-a calificat la Jocurile Olimpice pe proba ta. Da, nu s-a calificat... Este a fi ușurat, să zic așa, din punctul ăsta de vedere? Tocmai pentru că nu s-a calificat, s-au calificat unii și mai buni decât el, așa că, din nou, nu ar fi înțelept să fie ușurat, pentru că înseamnă că cineva l-a depășit. Și îmbrățișez asta, adică cu cât mai mulți concurenți, cu cât e mai greu de obținut, cu atât o să fie mai frumos, dacă ne iese cum ne dorim. Cât de greu a fost să muncești pentru acest aur și să fii din nou acolo cum ai fost câteva luni? Sincer, nu ne-am pregătit neapărat atât de mult specific pentru competiția asta, pentru că a fost încă un pas către Jocurile Olimpice și tocmai de aceea cred că mi-am întrecut așteptările, pentru că nu mă așteptam să scot niște timpi atât de buni la o competiție pentru care ne-am antrenat aproape ca și în restul anului. Asta înseamnă un plus și pentru moralul tău, bune. Exact, da. Mi-a oferit mai multă încredere treaba asta în mine și cred că sunt bun. Cred că ar trebui doar să mai multă încredere în mine. Acum aștept spiratele deschise Jocurile Olimpice odată după clar. Cucerirea acestor 2 medalii. Bineînțeles, mi-a oferit și mai multă încredere în mine și da, abia aștept. Până la urmă, Jocurile Olimpice, am mai spus-o și în trecut. Adică există viață și în afara lor, și în afara bazinului. E cea mai importantă competiție, dar e doar atât, e o competiție și de-abia aștept să merg și la Jocurile Olimpice, dar de-abia aștept și vacanța de după. Acum, adică cer să privesc mai larg. Simți că ești mai pregătit ca niciodată în acest moment pentru Jocurile Olimpice? Măi, mă simt foarte bine acum că am adăugat medaliile cele 2 în palmares. Pare rău că nu le am acum cu mine, dar nu știu, nu-mi place neapărat să le afișez, nu e stilul meu, prefer să fiu civil. Da, mi-au adus multă încredere și abia aștept să văd ce o să iasă. Antrenamentele vor fi diferite? Pregătirea ta va fi diferită pentru Olimpiada? Pregătirea se va modifica în apropierea Jocurilor Olimpice, de fapt în apropierea oricărui concurs foarte important și vom scădea din volum, vom face mai multe sprinturi, antrenamentele vor fi mai scurte, mai intense. E pregătirea specifică în apropierea unei competiții pe care o face fiecare sportiv. Poți fi și mai rapid de atât? Nu știu. Însă legat de așteptările mele sau ale tuturor, habar n-am, ale oamenilor de acasă, eu și împreună cu echipa mea, noi nu avem așteptări, avem obiective. Ai apucat să-ți vezi cursele? Nu chiar. Am văzut fragmente, dar încă nu am apucat chiar să cred că o să mă uit. Sunt destul de rapide, deci poți să le fi văzut în câteva frame-uri. Trebuie să-mi acord vreo 2-3 minute și le-am văzut. Numai că e important să trecem prin ele, să le analizăm împreună, să vedem ce a ieșit bine, ce a ieșit poate mai puțin bine, pentru că pentru 2 sutimi, 10 sutimi sau, abar n-am, o zecime,
muncești extraordinar de mult, luni, ani de zile și fiecare detaliu contează. Tu ne-ai arătat de atâtea ori ce înseamnă să fii pe primul loc și iată și fotbaliștii vor juca astăzi un meci foarte important tot pentru primul loc. Belgia, nu? Belgia, da. Și ce mesaj ai pentru ei, mai ales că tu i-ai depășit pe adversarii tăi de foarte multe ori. Adică ai depășit condiția aceea de, știi, de român care... M-am bucurat pentru ei, bineînțeles, nu am apucat să urmăresc meciurile, dar le urez mult succes, să țină capul sus și, da, urmăresc cu interes și asta. Te vei uita în seara aceasta, ți-ai puțin liber? Bănuiesc că nu mai ai antrenament, e o oră târzie, avionul... Am avut deja astăzi. Am avut astăzi de dimineață de vreme. Tocmai ca să nu am acum să mă pot relaxa. Însă mâine e o zi liberă, nu știu, nu plănuiesc neapărat. E la 10 seara, deci. E la 10 seara. Dormi sau? Pot să mă uit, tocmai pentru că... știu, adică nu știu atât de multe despre fotbal, dar știu că nu am mai câștigat un meci la europene de 20 și ceva de ani, nu? 24 de ani? Da. Așa că mă bucur pentru performanța lor și le urez tot bine. Nici nu eram născut, nu. În 2004 m-am născut. Bravo lor! Baftă! Serios! Veți pumnii, da? Da, bineînțeles. Bine, a câștigat acum 4 zile, dar nu, nu, el spunea apropo de mai până acum. Dacă omul ai văzut cu fotbalul, nu... Păi n-ai când să te bagi la fotbal, mă? Nu, mă, dar... Ține minte că spunea când s-a lansat prima oară că se spunea la 4 viața să mănânce și după aceea se culcă iarăși ca să puteți să mănânce înainte de antrenament. Și avea antrenament la 6 și așa mai departe. Hai, mă, lasă. Dormeam somn. Da. Face 2 antrenamente pe zi. Cum adică dormeam somn? Adică mâncam somn, pardon. Ba nu dormeam. Mâncam somn, adică aproape dormind. Îi dădea să mănânce ca să... Nu poți să faci efortul ăla fără să mănânci ceva. Și ca să încapă 2 antrenamente pe zi și școală, trebuia să fie primul antrenament la 6 dimineața, ceva genul ăsta. Nu, sunt niște sacrificii. Și când se numește la fotbal? Dacă stai numai cu capul în apă, știi, n-ai cum. Ideea este că în ultimele două veri sau în ultimii doi ani vin performanțele și cu David și cu voleiul, îți reamintesc anul trecut și cu fetele și cu băieții volei, obțin și sfertul de finală. Vara asta cu fotbalul, cu David iar și să sperăm că și la Jocurile Olimpice. Nu, acum asta e. Suntem cu polul. Bine, că nu s-au dus alții. Da, asta e, dar vreau să zic ca idee. Sunt niște semne și dacă avem un pic de concentrare la Jocurile Olimpice... Nu văd de unde vin semnele astea și ce le generează, pentru că, după părerea mea, nu se face aproape nimic corect. Dar uite că sunt rezultate. Înseamnă că nu înțeleg eu și că, de fapt, se face corect. Altă explicație. Bine, stai să și vedem. Bă, în general, merge bine la multe sporturi. Ai toate, Dragoș. Merge din ce în ce mai bine la multe sporturi. Wow. Păi care e baza și care e motivul? Gândește-te numai la Canada și la Kayak, acolo numai acolo, probabil că se gândesc la 4-5 medalii. Acum o să vedem câte o să iasă. Poate ți iese una, două la natație, te mai trezești că o surpriză pe undeva, s-ar putea să luăm 6-7 medalii. Ceea ce nu e rău, având în vedere ce s-a întâmplat în anii trecuți, că știm foarte bine. Anii trecuți nu te duci prea în urmă, Tokyo și Rio. Ar fi bine să te duci la puțin mai raportăm, da, absolut. Să te duci pe la Sydney, să te duci pe la Atlanta și... A fost odată. Oameni buni, n-avem cum să încheiem emisiunea asta fără pronostic. Joacă pe asta. Depinde cum spui pronosticul. Cu inima sau cu... Cu inima, cu inima sau cu creierul? Nu, cu creierul. Vorbești cu creierul. Cu creierul e 2-0 corect. Belgia. Cel puțin 2 goluri ne bate Belgia. La cel puțin 2 goluri. Cu creierul, dar repet, cu inima, să sperăm că ne înșelăm lumea. M-am jucat de foarte multe ori, sper să mă înșel ce data asta. Cel puțin 2 goluri ne dau în față. Cel puțin. În față, că nu că ne dau 2, da? Mâine ne întâlnim din nou. Oameni buni, nu peste mult timp meciul de la Köln. Nu putem decât să ne ținem pumnii și să avem speranțe și orice s-ar întâmpla să nu ne pierdem speranța, mai ales într-o astfel de situație în care tricolorii au șanse mari să se califice, indiferent de ceea ce se întâmplă astăzi și de altfel până la meciul cu Slovacia mai este. Și, repet, important este să fim optimiști și bucuroși până la urmă, indiferent ce se întâmplă, mai ales după bucuria pe care am avut-o după meciul cu Ucraina. Ne vedem din nou mâine seară. Toate bune!